Vă voi prezenta rolul ecocardiografiei în implantul percutanat de valvă aortică. Din 2002, când a fost efectuat primul implant percutanat și până în prezent au apărut foarte multe prototipuri, dar s-au impus doar două, și anume valva introdusă de către Cribier în 2002 și Grub în 2005. Dimensiunile sunt variabile, respectiv valva Sapien are două dimensiuni. Remarcați, dimensiunea inelului aortic trebuie să fie întotdeauna mai mică, tocmai pentru a evita migrarea valvei. Valva de tip core prezintă dimensiuni mult mai mari. Implantul se poate face transfemural sau transapical. Cele două valve prezintă câteva diferențe, respectiv valva Sapien este balon expandabilă și este din pericard bovin, cealaltă este autoexpandabilă și este din pericard porcin. Asemenea, gest intervențional implică participarea unei echipe. Conceptul de heart team este tot mai des utilizat atât în implanturile percutanate cât și în electrofiziologie. Consider că pentru a înțelege rolul ecocardiografiei în implantul percutanat de valvă aortică, ar trebui să cunoaștem în ce constă acesta. Ca toate implanturile percutanate, presupune într-o primă fază să avem pacientul. Pacientul ideal, ecocardiografia are un rol important în selecția pacientului. Ulterior, alte metode imagistice sunt extrem de importante în identificarea unor contraindicații și identificarea tipului de abord. Se introduce un fir ghid la nivelul ventriculului drept, ulterior, prin intermediul unui teci, este balonul, se face dilatarea valvei aortice, evident, valva veche calcificată este strivită, iar ultima etapă și cea mai importantă, în care ecocardiografistul își aduce un aport esențial în identificarea unor complicații, dar și în poziționarea corectă și expandarea corectă a valvei. Aceasta este valva care este mulată pe balon prin gonflarea balonului. Valva va fi balon expandat. Să remarcați, vă rog, poziționarea valvei. Expandarea se face în timpul stimulării rapide, tocmai pentru a scădea debitul cardiac. Remarcați poziționarea cu câțiva milimetri sub inelul aortic. Și în același timp, poziția orificiilor arterelor coronare, se vede aici, unul celălalt este aici. Evident că trebuie să nu le obstruăm. Așa cum am precizat, ecocardiografia, atât transtoracică cât și cea transesofagiană, are un rol important în selecția pacienților, aduce informații anatomice și hemodinamice. Există câteva contraindicații. Bicuspidia nu este o contraindicație absolută, sunt cazuri raportate de implant percutanat la pacienții cu bicuspidie. În schimb, hipertrofia septală bazală, da, constituie o contraindicație absolută. Prezența trombilor intracavitari la nivelul ventriculului stâng. Ultimele două sunt contraindicații pentru abordul transapical. Ecocardiografia 3D aduce informații importante privind morfologia, numărul cuspelor, mobilitatea. Exact aceleași informații, de o calitate foarte bună, se pot obține și în ecografie transesofagiană bidimensională, remarcați aici, ostiumul arterei coronare stângi. În ecocardiografia tridimensională, nu vrea să pornească, în ax lung, la nivelul aortei, putem aduce unele informații suplimentare și este esențială măsurarea distanței de la inelul aortic până la orificiul arterelor coronare. Așa cum am precizat, dimensiunea inelului aortic este extrem de importantă, deoarece valva nu trebuie să fie mai mică sau egală cu dimensiunea inelului aortic, riscul fiind ca valva să plece, să migreze.
informații morfologice, anatomice legate de valvă și de aortă. Măsurarea se face atât ecocardiografic, transtoracic și transesofagian. Diferența între transtoracic și transesofagian se pare că este în medie de 1,36 mm. Problema este că unele inele nu sunt perfect circulare, sunt ovalare și atunci secțiunea este mai greu de identificat corect unde să o facem. Aici aportul este, aș spune eu, esențial și al computer tomografiei. Tot în computer tomografie trebuie calculat unghiul dintre axul tractului de ejecție și axul aortei ascendente. Nu voi insista asupra măsurătorilor. Este esențial, aș spune eu, utilizarea unei sonde biplan, astfel încât cele două măsurători să fie ortogonale. Remarcați aici axul unde este. În ax scurt avem impresia că suntem corect poziționați, dar de fapt uitați unde reprezintă, unde suntem. Este esențial intervențional de evaluat gradul regurgitării aortice, știut fiind că după valvuloplastie apare paravalvular. Gradul regurgitării mitrale, care poate crește intraprocedural prin degradarea funcției ventriculului stâng, prin apariția unor tulburări de cinetică în noi, lucru foarte grav și trebuie să avem atenție, am subliniat poziționarea față de orificiile arterelor coronare, o disincronie indusă de pacing-ul ventriculului drept. Aprecierea funcției globală și regională este extrem de importantă. Prezența lichidului pericardic este un lucru extrem de grav dacă apare intraprocedural. Funcția ventriculului drept și a regurgitării tricuspidiene, și am avut un caz important la care am avut posibilitatea să-mi aduc contribuția cu o regurgitare tricuspidiană severă apărută intraprocedural, pacientul era instabil hemodinamic, am remarcat acest lucru, i-am spus anestezistului, pentru că, așa cum v-am spus, procedura se face în echipă, după punerea oxidului nitric imediat, lucrurile s-au remediat și pacientul a devenit stabil hemodinamic. Cealaltă parte a echipei nici nu a remarcat acest lucru, tocmai pentru că s-a făcut intervenția foarte repede. Este esențială detecția unor plăci instabile aortice. Nimeni nu ar fi bucuros să trecem cu un cateter peste aceste debriuri aortice. Intraprocedural, ghidarea prin ecografie transesofagiană merge mână în mână, aș spune eu, împreună cu fluoroscopia și angiografia de contrast, pentru că este esențială determinarea poziției optimale de expandare a valvei prin respectarea axului cefalocaudal și plasarea coaxială a valvei. Este esențială pentru prevenirea migrării valvei și a regurgitării aortice semnificative. Imediat după expandarea balonului, trebuie să ne uităm rapid și să apreciem poziționarea, să apreciem dacă este perfect rotund expandată. Se poate face atât în 3D, în timp real, cât și în bidimensional. Să apreciem iarăși regurgitarea paravalvulară. Avem frecvent o regurgitare paravalvulară ușoară, este cunoscut acest lucru și, și apare la nivelul comisurilor valvei native sau posterior. Dacă este moderată, se poate încerca o redilatare, dar cu riscul de a deplasa valva. În centrul în care am lucrat nu s-a efectuat niciodată acest lucru, pentru că nu a fost cazul. Intraprocedural am încercat să fur, între ghilimele, câteva imagini, pentru că sonda, nu o puteți vedea aici, este extrem de discretă. În general, operatorul nu este bucuros atunci când îi obstrucționăm câmpul vizual, este normal. De aceea, imaginea nu este de o calitate foarte bună. În transesofagian, aorta în ax lung, vedeți firul ghid și valva aortică care este intens calcificată, este exact înainte de expandarea balonului. Aici deja s-a făcut expandarea balonului, remarcați microbulele. Ulterior, gradienții care sunt semnificativ mai mici, incomparabil cu cei de dinaintea intervenției. În ax scurt, remarcați expandarea care este perfect rotundă, cele trei cuspe care sunt perfect mobile. Se apreciază totodată și acest lucru, se poate aprecia și în timp real, în 3D. Îmi cer scuze, deși au fost programate să pornească automat, mai sunt câteva imperfecțiuni. În ax lung vedeți aorta, vedeți teaca și foițele protezei. Într-o altă incidență unde se poate aprecia cam același lucru. În ax scurt, în 3D, timp real. Evident, se poate aprecia în 3D și regurgitarea paravalvulară, 3D color.
Da, nu reușesc să conving softul să și pornească. Remarcați o mică regurgitare care se vede intermitent aici. Cu ajutorul fluoroscopiei am pus câteva imagini prin care se vede expandarea balonului. Evident, imaginile sunt de mult mai bună calitate decât cele ecografice pe care am încercat să le fur în timpul intervenției. Expandarea în același timp are și rolul de a vedea o posibilă regurgitare aortică care poate să apară. Aici vedeți valva care este montată pe teacă. Era interesant de văzut filmulețul, dar se pare că nu vrea, în fine, cum se expandează efectiv valva. Am dat click, am așteptat și nimic. Bun, nu voi mai pierde timpul. Intraprocedural, ecocardiografic transesofagian, aprecierea regurgitării paravalvulare. Remarcați o regurgitare importantă, dar în același timp și prezența tecii, care nu a fost retrasă. După retragerea tecii, a dispărut regurgitarea paravalvulară și remarcați proteza și foițele, care sunt perfect mobile. Așa arată fluoroscopic, nu voi mai încerca filmul, valva expandată. Există și unele scheme descriptive a localizării și extensiei situsului de regurgitare aortică paravalvulară, pentru că realmente reprezintă o problemă importantă, nu voi insista. În sinteză, care ar fi avantajele folosirii ecocardiografiei în implantul percutanat de valva aortică? Monitorizarea în timp real, complementar fluoroscopiei, detectarea precoce și rapidă a complicațiilor periprocedurale, vizualizarea mai bună a firelor de ghid, a cateterelor, a baloanelor și valvelor transcateter, orientarea anatomică și spațială mai bună, comunicarea cu echipa multidisciplinară care este esențială. Dezavantajele: necesită anestezie generală, necesită un operator antrenat în 3D în timp real, dar și în cardiologie intervențională, recunoașterea contraindicațiilor, necesită și semnalarea lor, evident, de aceea decizia de implant percutanat se ia după discuții medico-chirurgicale, necesită spațiu suplimentar pentru aparat și operator și eu aș adăuga aici iradierea importantă a ecocardiografistului pentru că stă la capul pacientului și tubul este foarte aproape, obstruează parțial uneori câmpul vizual al fluoroscopiei, dar eu am învățat să fiu și discretă și eficientă, rezoluție temporală redusă și artefacte. Un rol cheie al ecocardiografiei este în detectarea unor complicații vitale și anume prezența unei instabilități hemodinamice care se poate datora unei regurgitări aortice severe, se poate datora obstrucției arterelor coronale, se poate datora unei rupturi aortice, unei tamponade cardiace sau unei hipovolemii prin sângerare retroperitoneală. Necesită o foarte bună experiență în transesofagian, repet, dar și în cardiologie intervențională. Operatorul depinde de ecocardiografist să evalueze rapid poziția valvei implantate, a regurgitării aortice, funcția globală a ventriculului stâng, cinetica regională și prezența lichidului pericardic. Toate aceste lucruri trebuie făcute în 1-2 minute, imediat ce valva a fost expandată. Evident, avem timp ulterior să ne uităm să insistăm asupra unor aspecte, dar trebuie intraprocedural desemnalat tot ce este acut, aș spune. Evaluarea post-procedurală, mă scuzați, nu sunt ghiduri specifice, folosim aceiași parametri ca pentru protezele pe care le știm cu toții și aceiași parametri, aceleași metode. TAVI a dus la reducerea gradientului mediu de la 46 în medie cu 10 mm și a suprafeței creșterea de la cam cu 1 cm
similare oarecum pentru cele două tipuri. Aș preciza că experiența mea constă în 2 ani, dar numai pentru valvele de tip Sapien. Un rol important este și în urmărirea pacienților, în aprecierea funcției sistolice, în regurgitare paravalvulare, a prezenței endocarditei. Sunt exact aceleași complicații ca pentru celelalte tipuri de proteze. În apariția pseudoanevrismului, care se datorează, este o complicație în implantul anterograd transapical, și nu în ultimul rând, un mismatch sever între proteză și pacient atunci când nu se apreciază corect mărimea protezei. Aș spune că implantul percutanat de valva aortică, așa cum am precizat aseară când am prezentat un caz de implant valvă în valvă în poziție tricuspidiană, este o tehnică extrem de fragedă, extrem de curajoasă, care pare să se maturizeze foarte repede în folosul pacienților. Vă mulțumesc pentru atenție!